Potrivit unui ordin emis de Ministrul Sănătății, testarea rapidă antigenică pentru SARS-CoV-2 se poate face în farmaciile din România. După 6 luni de discuții pe marginea acestui subiect, în sfârșit, farmaciile au început să facă practic aceste testări. Instruirea personalului implicat în activitatea de testare o face Colegiul Farmaciștilor din România, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, moașelor și asistenților medicali din România. Farmaciile utilizează testele antigenice rapide de la Ministerul Sănătății cu titlu gratuit prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv Direcția de Sănătate Publică București, în limita stocului disponibil. Despre testarea rapidă în farmacii pentru depistarea COVID-19, dar și despre problemele pe care le întâmpină farmaciștii, ne oferă mai multe detalii farmacistul Răzvan Plisada, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor din România. Am spus și am stabilit că nu vă întreb care este numărul farmaciilor care au primit aviz de testare în farmacii, pentru că acest lucru ar trebui să-l știe Ministerul Sănătății. Totuși s-a vehiculat un număr, o cifră de 1000 de farmacii. Ce părere aveți? 1000 de farmacii este, să zicem, mult prea optimist din punctul nostru de vedere. Nu știm nici noi de unde a reieșit această cifră. Am văzut-o în spațiu public și în presă în special. Nu a venit din partea noastră, cu siguranță, pentru că, realist vorbind, cel puțin în această etapă în care ne aflăm acum, nu poate fi vorba în niciun caz de un număr atât de mare. Așa cum a fost gândit și asumat de către Ministerul Sănătății proiectul de testare utilizând teste antigenice COVID în farmacii, ar fi trebuit să pornim, să zicem, un pic mai devreme, dacă într-adevăr am fi vrut să prindem un moment, să zic, cât mai potrivit. În acest moment, după câte bine vedem cu toții și ne bucură acest aspect evident, incidența infectărilor este una foarte scăzută și adresabilitatea pentru testare este cu siguranță mai mică decât era acum 2-3 luni. Partea care a ținut de Colegiul Farmaciștilor din România s-a făcut, și anume instruirea personalului care a optat pentru a participa la aceste activități. Undeva săptămâna trecută aveam peste 1500 de persoane care urmaseră deja cursurile de instruire organizate de la nivelul Direcției de Sănătate Publică, în colaborare cu Ordinul Asistenților din România. Evident că nu toate aceste persoane vor și începe imediat activitatea de testare în farmacii, pentru că de aici încolo sunt alte aspecte care nu mai țin de noi. Organizarea spațiilor farmaciilor, autorizarea temporară pe care trebuie să o primească de la DSP-uri și, se pare, în unele județe, amplasarea corturilor în care se poate desfășura această activitate pe spațiu public, acestea sunt probleme pe care noi nu le putem gestiona. Și referitor la numărul farmaciilor, așa cum ați întrebat la început, noi nu avem cum să centralizăm acest număr. Doar în urma depunerii solicitărilor respective către DSP-uri și implicit centralizate la nivelul Ministerului Sănătății se poate vorbi despre un număr cât de cât real. Trebuie oricum centralizate, pentru că intenția tocmai aceasta era de a avea o evidență asupra numărului persoanelor testate cu aceste teste și, evident, rezultatele să le avem. Deci ar trebui să știm și câte farmacii și chiar câți farmaciști testează. Ideea de la care s-a plecat era de a crește capacitatea de testare. Dar, încă o dată, discuțiile astea au avut loc într-o perioadă de vârf, de încărcare, val 3, în care era o mare nevoie de capacitate de testare, de a putea fi făcută testarea cât mai aproape de oameni, într-un program cât mai extins. Și toate aceste lucruri făceau sens într-un cadru mai larg, evident, cu obligativitatea de a raporta și de a cunoaște, de fapt, situația reală din teritoriu.
Cu alte cuvinte, farmaciștii cumva au pierdut niște trenuri în această perioadă a pandemiei de COVID-19. Spun asta în condițiile în care pacienții până la urmă sunt cei care nu au beneficiat de niște servicii pe care le-ar fi putut beneficia. Și aici mă refer la faptul că din ianuarie se discută această propunere, când era foarte mare nevoie. Pe de altă parte, să nu uităm de comercializarea testelor rapide în farmacii. O altă problemă care greu și mult mai târziu a fost rezolvată. Și la ce duc aceste întârzieri? Dacă îmi permiteți, din punctul meu de vedere, farmaciștii nu au pierdut nimic. Mai degrabă aș spune că sistemul în ansamblu a pierdut o oportunitate de a beneficia de aportul farmaciilor comunitare în activitatea aceasta de testare, care încă o dată, să aducem aminte că acum 2-3 luni era, ar fi fost un mare beneficiu, credem noi. Pe de altă parte, așa cum bine ați punctat, noi am avut o problemă ceva mai lungă cu autoritățile, în principiu cu momentul respectiv, cu Agenția Națională a Medicamentului, referitor la comercializarea testelor rapide, care pentru o perioadă de câteva luni bune, comercializarea s-a făcut prin orice alt mijloc în afara farmaciilor. Și lucrul ăsta nu era firesc, s-a reglat destul de târziu, dar discuția a fost sau era legată de o strategie, o politică. Comercializarea testelor se poate face și e firesc să se facă în farmacii. Din punctul meu de vedere, ar fi fost firesc să se facă numai în farmacii. Posibilitatea de a fi testat și a se elibera un buletin de testare valabil era o a doua etapă, care ar fi trebuit sau ar fi putut să se întâmple undeva în, probabil în luna martie, mă gândesc, ar fi fost cel mai bine. Și acum am ajuns la acea etapă. Și trei, ar fi trebuit, dacă era să închidem cumva cercul și lucrurile să facă sens, ca testele să nu mai fie disponibile pentru, să zicem, autotestare în condiții necontrolabile și mai ales fără a raporta niciun fel de rezultate. Oricine ar trebui să aibă posibilitatea, zic ar trebui să aibă posibilitatea, pentru că, la fel ca și dumneavoastră, nu întrevăd un final al pandemiei în acest moment. Și atunci vom mai avea, probabil, din păcate, încă cel puțin un episod de creștere a incidenței. Și oricine ar trebui să aibă posibilitatea de a se testa cât mai la îndemână, da? Într-un program să fie cât mai aproape de domiciliu, într-un program cât se poate de extins și în condiții de maximă siguranță și de certitudine a rezultatului. Pe de altă parte, evident și cât mai accesibil, apropo de costuri. Pe de altă parte, este absolut necesar ca toate aceste rezultate, majoritatea negative la acest moment, foarte bine, să fie centralizate, raportate, încât să cunoaștem real situația din teritoriu. Mă gândesc că măsurile ar trebui luate în deplină cunoștință de cauză. Ne așteptăm ca valoarea adevărată să se vadă undeva sfârșitul verii către toamnă, când probabil că și un număr mai mare de colegi vor fi dispuși să participe la un astfel de program. Încă o dată, participarea este absolut voluntară, în sensul de opțiunea farmaciștilor și respectiva farmaciilor de a intra în acest program, a nu se înțelege prin voluntar activitate neplătită. Voluntar, încă o dată, în sensul de opțional. Și practic, la un nou val, cumva farmaciile ar putea fi pregătite să facă această testare? Cu siguranță. Cu siguranță. Să sperăm, cu toții sperăm că lucrul ăsta va fi, să zicem, cât mai departe de noi sau că incidența sau amplitudinea unui al patrulea val să nu mai fie la fel de mare ca celor din trecut, dar asta nu mai ține de noi, ține de cifrele care se ating în campania de vaccinare, probabil cel mai mult.